în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri ce formează Consiliul Local sunt prezenți toți domnii consilieri. La ordinea de zi, după cum ați primit invitațiile, avem următoarele puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului în vederea vânzării bunurilor aparținând domeniul privat al Comunei Tuz, un proiect de hotărâre reluat privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economice și instituțiile publice și a decontării de către ADIS a tarifului unic de 317 lei pe tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale. Un alt proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei. Un alt proiect privind aprobarea planului de acțiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform legii venitului minim garantat. Un alt proiect privind modificarea statului de funcție, statului de personal al aparatului special al primarului. Și încă două proiecte privind aprobarea cotizației Comunei Tuz la Asociația GAL, Valea Trotușului. Știți că am aderat și trebuie plătită și cotizație. Așa. Și încă un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției a două grupuri sanitare la grădinițele peste Vale și Marginea, satul Marginea, probabil că în urma ceea ce s-a discutat, da, s-a discutat și ședința anterioară. Inițiat domnul consilierul Pică Vasile și Nițu Nicolae. Celelalte proiecte au fost inițiate de domnul primar. Deci asta fiind ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. E cineva împotrivă? Da. Președinte de ședință avem ales pe domnul Butnaru, pe care rog să preia conducerea ședinței. Preia conducerea ședinței, dar nu te ocupa cu invitația astea care sunt eu de la început. E unul care trebuie să la serviciu cu Niculi. Hai să vedem. Domnilor consilieri, vreau ca să începem ședința de astăzi. Avem un cetățean din Comuna Uitus care e prezent, se grăbește să plece la servici. Se numește Niculi Ion. Este din comună de la noi și are o încurcătură cu un teren din fața casei lui, unde domnul viceprimar Bode Gheorghe i-a dat aprobare lui Letiția Bou, din ce am înțeles eu, să construiască un gard pe domeniul privat al primăriei, fără aprobarea Consiliului Local, fără aprobarea Comisiei, fără nesupunere la vot niciodată. Domnul viceprimar a încredințat și i-a spus, pă, un gard acolo și închide. În 1997, cetățeanul Niculi Ion și Lupu Alexandru au primit o aprobare de la domnul primar, care era Victor Martin atunci, și domnul primar Osoroș actual era viceprimar. Domnul Niculi Ion are actele doveditoare care a spus s-a împărțit în două râpa aia acolo, să o îngrijească și să o întrețină, că e în fața casei lor. Era numai gunoaie. La care domnul Vici sau Bou, Letiția, cine a fost acolo, a făcut o sesizare la poliție. Domnul Nicodin, ca să nu mai spun iară ceva de el, că se vede, să și filmează și bine, ca să spun, s-a deplasat la fața locului și civil, cred că tot așa era Bou sau ce s-a întâmplat cu el, și i-a pus amendă lui cetățeanul Nicul Ion 10 milioane. 10 milioane vechi, deci 1000 de lei. Domnul Niculi Ion s-a prezentat acum la ședință, este aici în față, are și documentele, hârtiile, care arată că în 1997 el de drept a fost aprobat și de Consiliul Local și de către vicele primar și primarul actual de atunci. Și acum a primit 1000 de lei amendă. Dacă poate să ne dea o explicație domnul viceprimar actual, să ne spună cu aprobarea cui și unde a depus o cerere cândva, că eu am o grămadă de cerereși care nu sunt soluționate, că nu ne deplasăm la fața locului, comisia, să ne arăte domnul viceprimar dacă are Bou Letiția aprobare ca pe domeniul privat al primăriei Comunii Oituz, putem construi așa. Mă duc și eu duminică în piață sau mă duc undeva pe acolo și construiesc, că îmi dă voi domnul viceprimar. Vreau să vă mai spun că am mai fost în două locuri
În comună m-am deplasat la Hârja și Paina Sărată datorită cererilor care le-am avut și am găsit pe cineva care exploata lemne. Imediat de la Birtenicușor pe stânga a făcut varză izlazul comunal. Și l-am întrebat pe la Colșeț că am aprobare de la vice. L-am întrebat de la părintele unde a făcut construcția grajdă undeva acolo. Cine ți-a dat, domnule, aprobare? Vicele primar. Dar are vice Vicele Bodea Gheorghe, că nu poate să fie al vice acu o lună de... Ați găsit o semnătură? Domnul... Văd că politic... Domnul vice primar. Domnul vice primar. Domnul vice primar. Aduc scris, merg cu comisia și întrerup activitatea. Întrerup activitatea pentru că comisia are dreptul. El mi-a spus mie că i-a dat dumneavoastră aprobare. Domnul Riculi, vă dați un pic... Vedeți că aveți memoria scurtă? Am discutat în toată ședința aici, că e problemă. Dați documentele alea acolo, ca să le aducem aici. Și alu, poate vedeți și la cameră. Procesul verbal de amendă și are toate hârtiile care are aprobarea în 1997 acolo. Niculi, cum e posibil să ducă cineva... Domnul Vici, vă pun întrebarea ca președinte din ședință. Vă pun întrebarea, cum i-ați aprobat dumneavoastră lui Bou Letiția ca să construiască garda acolo? Și aici, jumătate și obiunea. Înainte să discutați într-o ședință, ar fi bine să vă informați, să vedeți unde apare lui Bou Letiția. În primul rând, Bou Letiția nu e cetățean al comunei Oituz. Dacă Bou Letiția a venit la ședință, a venit născută în comuna Oituz, și a ridicat în ședință de atâtea ori, că acolo este un litigiu, unde domnul Valentin a fost numărul unu cu gura mare, că cu domnul doctor, că în poziția aia este probleme, că și-a făcut nu știu ce, că e mizerie. S-a discutat nu într-o ședință, în 7 ședințe. Și am zis, domnule, acolo e o fântână, hai să amenajăm fântâna. Am aprobat toți aici, verbal, până n-am dat mai departe. Toți. Este înregistrare, dacă căutați înregistrare, o să vedeți. Să nu mai mințiți lumea, că așa mințiți lumea. Ba da, domnule, informați-vă, mai ales că sunteți președinte de comisie. Informați-mă și după aceea veniți să discutați, să aruncați cu vorbe urâte. Că așa aruncați cu vorbe urâte. Și la mine n-a ajuns o cerere ca asta la comisie ca să-i dăm aprobare cu Bou Letiția. Căutați înregistrări să vedeți cum am primit aprobările de aici în discuție. De la noi toți. Adică de la noi toți. Toți consilierii, domnule. Du-te și vezi înregistrări. Toți consilierii am fost de acord să încercuim pentru oamenii de acolo, să încercuim cu un gard tip părcules să nu mai fie mizerie. Așa. Fântâna aia este trecută și ca fântână de utilitate publică și s-a aprobat și cameră de luat vederi, să nu mai aruncă și să-ți depoziteze cineva mizeriile acolo. Domnul Domnule Niculi, confundați ceea ce spun eu. Păi nu confund, domnule. Mai acord cu fântâna, dar nu cu toate râmba să facă de anul în fața casă. Da, domnule, este un gard tip părculeț, nu e nici al lui Letiția, nici a cetățenilor. Domnule, este aprobare, Niculi Ion are documente. Da, domnule. De ce n-a venit când s-a discutat, a fost și el de față, de ce n-a venit să... Păi de ce să nu vină? Domnule, de ce n-a venit? Și el a fost aici când v-ați certat ca țigane, că tu ai fost cu gura mare. Tu ca țiganul te-ai certat. Și cu doctorul și cu ăsta. Acum? Păi fă cum vrei. Păi da, așa ai făcut. Domnul președinte, dați și de și eu foaia aia. Nu da foaia la mine. Păi trebuie să o vedem, domnule, nu discutăm pe vorbi. Păi da, discutăm, vorbim pe vorbi. De ce n-a venit să arăte că are de cine? Păi da, așa faci. Așa faci, domnule, așa faci. Ești țigan dumneata. Te-ai țigănit să ajungi la putere în comuna Oituz. Da, te-ai țigănit să ajungi la putere în comuna Oituz. Ai dat oamenii de la puterii jos și ai venit dumneata. Dumneata ești țigan, nu eu. Ei arătat aprobare care. Și ia procesul verbal. Citește. O dată zici, o dată, dar nu știu. Ce să facă? Cum să-i dai un cetățean numai de la... Acolo este al comune, nu e al cetățenilor de acolo. Și atunci, Bou Letiția, de ce i-ai dat dumneavoastră să facă gard acolo? Îi dau să folosească domnul Nicu. Dar nu se folosea, omul nu l-a folosit. I s-a dat să facă un parc acolo sau să... Lui? Ce? Păi una e curățenie și una e să-și pună lucrurile acolo, domnule. Are filme. Femeia asta a adus un teanc de ăsta și a dat, a făcut hârtii care sunt acolo. Da, domnule, până la urmă să spuneți că a fost și amanta mea, că nu eram însurat când a lucrat cu mine. Nu vă e rușine.
E un vax ăla ce a pus. Ăla e o porcărie. Dacă avea ceva, trebuia să vină. E o porcărie ce a pus. Trebuia să vină să spună, să vedem oficial. Da. Puneți problemele de administrație, puneți politic. Nu o punem pe dumneata de pe ce primarul n-a făcut nimic? Ai făcut dumneata lui. De la începutul lunii, anului până acum n-a aprobat nimic. Gata, am încheiat discuția asta, azi intrăm în ordine. Nu, doamne, așa e, mi-a luat utilajele și le țineți acolo. Ce a făcut? Să arăt că nu s-a lăsat un gar, nu că să îi dăm loc acolo. Să amplasezi un gar, nu? Și el are aprobare și de ce nu... Și de ce a făcut gar, bou, Letiția? Pentru primărie. Pentru că dumneata lui, că a fost colegă de serviciu. A fost colegă de birou. Gata, domnule, gata. Haideți să intrăm în ordinea de zi, dacă îmi permite. Am original. Aveți original. Numai porcării, dar eu n-am știut... Deci, cu respectul, da. Prima fază. Aprobarea regulamentului. Dacă se proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a terenului aparținând domeniului public. Merge comuna, asta e frumoasă. Da, merge bine. De când ai venit dumneata, merge bine. La dumneavoastră le-a bătut de la PNL la PSD. Eu am fost independent. Am trecut la ordinea de zi. Am și spus proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind vânzarea bunurilor aparținând domeniului public privat al Comunei Oituz. La cine a fost repartizat, domnul președinte? La care comisia? La Comisia pentru Agricultură a fost. Deci spuneți-vă părerea. Am dat aviz. Am dat avizul, am constatat la el, pentru că în ședința anterioară s-a aprobat acele terenuri ca să treacă, unde era și doamna doctor Paladi, farmacia și toate terenurile care sunt. Nu poate să facă acte pe societate sau la, pentru că nu au intrat în legalitate. Iertați-mă, domnule, vă întrebam dacă el e pus de acord cu legea. Păi, el e pus de acord cu legea, dar nu putea să-l scoată la vânzare sau la, până nu era gata regulamentul. Știți că am discutat în ședința anterioară de regulamentul care trebuie aprobat astăzi, cum să-l scoate la vânzare, la licitație. Nu știu cum a ajuns la dumneavoastră, domnul Lubică. Eu am întrebat. Da, și eu vă spun, vă dau un răspuns. Deci a ajuns la noi datorită faptului că e vorba de niște terenuri. Cred că e terenul a ajuns la agricultură. Iar ca finanțe și că astea, normal că se duce la comisie. Fiecare dosar care va fi... Nu e vorba de finanțe, aici e vorba de lege. De lege, așa. Și fiecare dosar care va ajunge va trece la comisia de lege. Nu am avut timp să mă uit peste el, de fapt am primit aleatoriu, așa? A venit cineva și mi-a dat și mie să mă uit peste el. Am o chestie aici, la articolul 2, zice, titularul dreptului de proprietate este comuna Oituz, iar competența materială de administrare a bunurilor imobile de patrimoniu în cauză este în sarcina Consiliului Local. Da. Da? Al comunii Oituz, care are acest patrimoniu. La articolul 5, zice că vânzarea se face de către unitatea administrativ teritorială. Deci pentru vânzare va trebui să existe un proiect de o hotărâre de Consiliu separată, care trebuia prins aici. Deci are drept de vânzare unitatea administrativ teritorială, dar în baza unei hotărâri emise de Consiliul Local. Așa trebuia prins. Dacă vă uitați peste el, ați fi văzut. Așa. Și îi prins aici și negociere directă, ori lege zice numai prin licitație. Înțelegeți? Deci, eu doar două obiecțiuni v-am spus, care... Deci eu am văzut că e cu licitație și normal cu dosarul de licitație, când va fi făcut, va trece la Consiliul Local. Domnul Vicente, eu n-am spus părerea. Mulțumesc. Mulțumesc. Asta e... Da. Ce mai întâmplă? E vorba de un regulament. Dacă era vorba să pui la vânzare, da. Era vorba de un regulament de aplicare. Ai altceva. Regulamentul, când facem un regulament, el trebuie pus de acord cu legea. Astea sunt regulile și trebuie să le respectăm. V-am demonstrat. Păi? Eu din câte am înțeles, deci regulamentul ăsta
dacă se aprobă, după aceea se face documentele pentru vânzare, cumpărare și va ajunge un dosar. Da, domnule, asta aia este altă etapă. Este altă etapă. Da, nu amestecăm etapele, este altă etapă. Aici domnul inginer Ionel, mă rog, dacă este vorba de regulament, trebuia să treacă pe la Comisia Juridică. Eu, că regulamentul se întocmește în baza unor norme juridice și trebuia să treacă pe acolo, doar atât la treabă. Este proiectul vătărâri privind aprobarea regulamentului, dacă domnul viceprimar a venit. Da. Cu privire la acest proiect de hotărâre, la ședința anterioară, domnul Lupică, pentru că ni s-a pus în ultima clipă, în față, mulți nici nu l-a citit, domnul Lupică a zis că o să lea să-l studieze și să îl studiem și noi. La mine n-a ajuns, nu l-am citit, dar am zis că domnul Lupică în Comisia Economică o să-l discute. Acum am înțeles că are multe lacune. Și plus de asta trebuia să fie și, cum zice domnul Francis, trebuia să fie avizat de comisia de jurist. Pentru că juristul, în primul rând, este specialistul în domeniu. Așa că propun și să nu încărcăm pe următorii consilieri care vin, ca asta fiind ultima ședință în formația respectivă, propun ca următorul Consiliu să studieze proiectul cu legalitate, cu ștampilă de legalitate și să-l amânăm. Dar și regulamentul. Dacă nu are Comisia Juridică ștampilă, nu mi-a pus Comisia Juridică că este... Trebuia să-mi pună că este întocmit, nu avem ăsta. Eu simt... Este la noi nostru. Domnul Lupică l-a studiat, a zis că a găsit niște lacune. Eu am încredere în domnul Lupică, eu spun că noi sunt... Eu nu sunt de acord. Adică la votă îi spun că nu... Sunt de acord cu domnul Lupică și cu domnul Francesc. Supun la vot proiectul inițial cu neamărul, dacă Francesc trebuie să pun și a doua problemă care a spus-o domnul viceprimar, Consiliul... Domnul președinte, eu cred că putem soluționa problema prin loc. Să facem modificările cuvenite în acest regulament. Domnule consilier, să vină cu problema, soluționăm problema prin loc, nu mai amânăm nu știu câte până la calendele grecești, pentru că sunt oameni care așteaptă totuși. Și așteaptă cam de mult. Care da, acum. Fiecare consilier a avut raportul, a avut timp să studieze. Da. Păi am pus în discuție și fiecare a spus să-l discuție. Facem modificările care îi scuze și gata. Eu zic că trebuie prins aici. Trebuie prins aici. La... Stați că... Mă iertați, trebuie să scoată altă... Deci aici trebuie... La articolul 5... Organizatorul vânzării, unitatea administrativ-teritorială comuna Oituz, execută, sau se gândește la o frază, cum se va așa, execută vânzarea în baza unei hotărâri emise de Consiliul Local Oituz. Așa? Și nu știu care e problema cu negocierea directă. Pentru că legea scrie clar, numai prin licitație. Zice, prin negociere directă, fără licitație publică, în cazul terenilor folosite în regim de continuitate de persoane fizice, juridice, proprietare asupra construcțiilor existente, la data începerii procedurii. Iar... Pe terenul respectiv există o clădire și clădirea mea. Ce fel de licitație să facă? Vine cineva să-mi ia clădirea mea? Da, domnul secretar, dar știți ce spune legea? Să aibă drept de preemțiune. Da, el are niște puncte în plus. Are drept de preemțiune? Scrie acolo. Aici scrie. Da. Dar el are drept de preemțiune?
Deci comisia de licitație să verifice dacă are drept de preiemțiune în contract. Da, când în contractul de concesionare trebuie să aibă drept de preiemțiune. A fost prins dreptul ăsta, dacă are... În momentul în care nu sunt contracandidat. Deci vine o tură, a doua... Vine unul. A doua oară. Tot o singură ofertă, probabil că a treia oară, dacă nu se prezintă, aici e negociere. Adică eu cu dumneavoastră, de exemplu, eu comisie dumneavoastră ofertant, ce să... Ce eu, să licităm? Eu mi-am zis... Da. Nu, negocierea directă intervine, dar după parcurgerea tuturor etapelor. Deci, unitatea administrativ-teritorială are dreptul să organizeze licitații să facă, dar baza unei hotărâri a Consiliului Local. E clar. Da, e... Deci, supun la vot proiectul de hotărâri. Modificările... Cine este pentru? Potrivă? Mulțumesc. Trecem la al doilea proiect de hotărâri privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici, instituții publice și de contări către Adis Bacău, la tariful de 317,73. Știți, proiectul e reluat a patra oară. Dacă... Materiale ați primit. Comisia, numai un pic, domnul Gogo, comisia de acum aviz. Nici nu mai e cazul. Nici nu mai e cazul când, inițiat, când a fost inițiat. Vă rog să aviz în prima fază. Da. Vă rog să... Deci avizul a avut în toate fazele. Vă rog să vă înscriți la cuvânt. Dacă în baza proiectului are cineva de... Domnul Gogu. Am spus și la ședința anterioară. Acum vine domnul Vice și ne-a zis că e 65 de lei. Abonamentul lunar la societăți. Aici scrie negru pe alb 317,79 plus TVA. De ce n-a scris 65 de lei? Abonamentul la societăți și atunci nu are nicio problemă. Dacă sunt domnul de la Bacău, când a fost la început, domnul director l-a zis, când a fost, dacă țineți minte, acum jumătate de an în urmă, a spus că nu se face, domnul Lupică l-a întrebat, a spus că nu se face niciun fel de modificări la prețuri. Avem cu prețuri foarte mici și nu se modifică nimic. Acum, uitați cu ce preț vine. 300 la Unești, vă dau exemplu care, societăți care a făcut contract, are 100 de lei pe lună abonamentul la gunoi. Societățile comerciale. La Uituz, 317. De lei, domnul. Scrie domnul Vici, 300. 300 și... 360. Nu președinte. Avisul plătește. Nu e pentru altceva. Firma respectivă plătește la jumătate de metru. Da. 60 lei. Domnul secretar. Să pună cântar și, sau eu cumpăr eu cântar, eu plătesc la cântar. N-am nevoie să-mi facă servicii fără să-l plătesc, dar nu să le dau bani fără să-mi facă servicii. Nu se discută treaba asta. Sunt societăți care produc poate 10 grame de gunoi lunar, sau 20 sau 50. Altul poate dă 10 tone de gunoi. Plătesc în funcție de cât produc. Faceți cum... E cred că societățile comerciale, administratorii la societăți sunt niște extraterestri, nu știu ce gândesc ei. Sunt cetățenii comuni, Uituz, să știți asta, care dă taxe și impozite la comună. Dacă îi omorâm de închidem pe toți, că vin cu fel de fel de taxe, vedeți ce se întâmplă. E unul la fel, a venit și ne-a... Nu informăm populația. Dom'le, nu te duci și semnezi contractul. Poate vine altă societate. Ei nu, ei umblă, joacă la intimidare. Semnezi contractul și de acolo 2-3 ani cât e contractul, nu poți să... Că au clauză, nu poți rezilia contractul, că plătești. Așa și acum, aprobăm suma asta, rămânem cu ea pe cap și împodobim populația societății, administratorii din societăți care sunt în comună. Și nu credeți că se învârt milioane de euro. Milioane se învârt la București, nu aici. La... Pentru un presul nu li s-a făcut milă de Bacău să vină. A venit ce a zis, le-a promis că 10 milioane de locuitori la Bacău ce le-a promis, că v-am spus, a băgat și morți la plată, domnule. Asta a făcut. Sunt la marge 180 de persoane plecate în afară. Păi și ei plătesc acolo gunoi, nu plătesc în Uituz sau în țară. Da? Și uite așa să fac. Și acum a venit și ce a zis. A greșit la populații, încărcăm societățile cu 380 de lei pe tonă, cu tot cu TVA. Că aici este. Aprobăm, nu se mai eliberează autoritatea de funcționare și ești obligat să plătești. Asta ne face. De ce nu avem cu 65 de lei abonamentul? Punct. De ce nu vine la fiecare societate administratorul Romprestu? Da, domnule, faci contract. Câte? 65 de lei abonamentul lunar. Să rămână. Noi putem prinde regulament. E cu sudul cu ața albă treaba care ne-o bagă aici. Domnul director l-a zis acum jumătate de an sau un an când a fost
la Uitus, tot așa la ședință, a spus, nu să facem niciun fel de modificare la preț. Prețul rămân. Suma asta, dacă se vehiculează suma asta și a negociat-o cineva, o prindem un contract, suma de 65 de lei. Corect, asta e. Domnule, noi aprobăm 65 de lei, cum zice domnul Vici, că atâta este prețul, dacă e atât și real, atât aprobăm, 65 de lei. Eu am citit-o bine. Ce faci, domnul Lupică? Dumneavoastră ați citit și dumneavoastră. Suma asta de 317 lei, el face gunoiul care le ia adisul, care plătește adisul, nu are treabă cu... Atunci dacă au atâția bani adisul, domnul Vici, să pleacă a egalat-o, a egalat-o urbanul cu ruralul. Deci, cantitatea, că ruralul era o altă sumă și... Ei acum au cumulat o treaba asta, dar ce venea tot în inițiativa asta era că să scade de la o tonă, dacă citiți bine, să scade de la o tonă la jumătate de tonă. Domnul Vici, când a fost deci domnul director de la ADS, dați-mi voie 10 secunde, când a fost și a spus că rom prestul pe primele luni, ianuarie, februarie, a mers pe pierdere. Acum caută să avem cu suma asta să recuperez la societăți. Asta fac domnul Vici, nu ne îmbătăm cu apă rece. Mințim poporul cu televizorul, așa se întâmplă. Suma asta, domnul. Dar cine a zis? 60. Domnul, dar de ce mai umblă? Dacă rom prestul, uitați întrebați. Dacă a zis-o. Dă suma asta de 380 lei cu tot cu TVA, de ce nu renunțăm și la 60 de lei? Dar nu, era trecută și ne-a zis și directorul, domnul Gogu. Să se specifice și... 65 de lei în procesul verbal, 65 de lei abonamentul la societăți și atâta aprobăm. Este scris că a lăsat-o la jumătate de tonă, de la o tonă. La noi n-a apărut decât suma asta care a trecut aici și care a citit-o domnul președinte. Este în partea a doua, asta este egalarea valoarei. Am citit-o, domnul primar. Care nu dau jumătate de lucru, plus TVA-ul 65 de lei, TVA-ul se recuperează. Noi, domnul secretar, scris în procesul verbal, 65 de lei abonamentul la societăți, atâta aprobăm. Scrie în partea a doua. Domnul secretar, scrie în procesul verbal. 65 de lei și atâta aprobă. Nu, să scrie acolo, domnul primar. Care s-a scris mai devreme, vorbile se uită. Domnul președinte, trece acolo suma de 65 lei și asta va apărut. Dacă vreți, da. La ședința anterioară s-a discutat că rom prestul o să da niște facilități pentru asta. Și am spus că mai amânăm până la ședința următoare să vedem, dar să vine scris cu el. Așa, domnul primar, de la acest raport nu mai vin nicio completare, exact. Nimic, nicio hârtie, nimic. E vechi. Așa. Domnul și v-am rugat să vin cineva din aparatul specialitatea primarului să ne explice toate, domnule, tot, ca să înțeleagă toată lumea. Domnul directorul de la ADIS, oara aici, păi. Că atunci, unii am înțeles, alții l-am înțeles, omul a plecat decepționat, domnule, nu mai zic, a venit din trei ori. Domnul președinte, cu aprobarea noastră sau fără aprobarea noastră, rom prestul, acum, într-adevăr, a redus prestul la 130 de lei, la 65 de lei. Da, domnule, așa e, din luna trecută a început să dai cu 65 de lei factori și chitare. Bine, dacă domnul secretar... Scrie tu 65 de lei acolo, ce așa greu? Nu am văzut pe de ce e atât de complicat? Și în cazul în care rom prestul, stai de acolo, trebuie. Deci în orice contract există mai multe puncte în care obligații alea durată, dar îmi fie și preț. Până nu să scrii convențiunea că modifică și da. E cam îmbărligat. Da, sunt atâtea... Să pun obligat cu etaje superioare, poate sau adică de poate în pace. Să discutim la nivel de rompere. Domnule, în momentul când cetățeanul are contract și are un magazin micuț în casă, acolo, nu are cum. Să rămână contract, nu mai facă și societate. Și am dat exemplu de comercianți care au un butic micuț acolo. El plătește. Da. Și dacă plătește ca persoană fizică, la ce să-i mai facă și contract? O societate mare, da, corect. Ca 80 de euro pentru să strică. Eu am fost și la Orești. Adisul e dat în judecată de toți agenții. Că pentru că la noi n-am făcut, le-am dat la toți agenții, le-am dat autorizație de funcționare. La Orești nu le-a dat până n-a plătit. Și unii au contract, mai ales cei în piață, în contract așa scrie. Și pe baza contractului respectiv au dat și ei merg mai departe fără autorizație. Te scria că pune la dispoziție apă, căldură, lumină și gunoiul. Și atunci primăria a făcut acum cu gunoiul, plătește primăria și ei duc și merg pe cât dădea înainte, dar se judecă cu primăria. Și pentru că ce se întâmplă? Rom prestul nu poate să te oblige pe tine ca particular. Dar noi trebuie să avem ăsta
cadru. Noi pentru aici durerea noastră, avem acordul cadru. Și plătesc atâta, dar nu se poate profit că să plătească gunoiul la Lopez. Păi da, domnul eu ce sunt? Eu zic să nu mai luăm. Mai sunt niște agenții, mai sunt niște... Supun la vot modificarea, da? Nu-i făcut în contract. Și dacă poate fi modificat contractul de către noi. Dacă vreți să-l semnăm... Eu venit cu contractul bătut în pâine, nu-l poți modifica. Trebuie să-l aprobe așa cum este el. Vor fi sancționați. Nu este interpretat. Nu sunt sancționat dacă nu ai fi sigur. Nu ai să fii sancționat să plătești 65. Dar noi nu trebuie să ajungem aici. Nu trebuie să ajungem aici. Atunci ne sancționează. Noi nu avem bloc. Aceea sunt vorba de bloc. La etajele superioare, de gunoi este mai scump. De vreme că arată jos pe scări. Da. Da. Dați-mi voie să citesc o frază, două fraze din contractul ăsta. Da? Haideți un pic de atenție. Și urmă o judecăm scurt și n-are rost să mai prelungim. Deci, la articolul 3, tarife, preț de închiriere, vânzare, recipiente, așa e titlul. Expresia. Zice, tariful pentru colectarea separată, transportul separat al deșeurilor menajere reziduale, inclusiv eliminarea prin depozitare, este de 553,59 lei pe tună, respectiv 110,72 lei metru cub, pe metru cub, la care se adaugă TVA. Punct. Prin semnarea prezentului contract, utilizatorul non-casnic devine abonatul operatorului și va achita lunar după cum urmează. Contravalarea unui metru cub de deșeuri menajere reziduale pentru utilizatorii care nu au sedii sau puncte de lucru la etajele superioare ale blocului. Se referi la apartament. Mă rog, aici nu au... Nu-i cazul nostru. Nu-i cazul nostru. Nu avem blocuri. Contravaloarea unei cantități minime, deci asta e cantitatea, 0,5 metri cubi, deșeuri menajere reziduale pentru utilizatorii non-casnici, care au sedii, puncte de lucru. La etajele superioare ale blocurilor, începând cu etajul 1, în funcție de obiectivul de activitate, nu pentru restaurante. Numai un pic. Asta la orașe. Iar contravaloarea unei cantități, iar 0,5 metri cub deșeuri menajere reziduale pentru utilizatorii, agenții economici, instituții publice din categoria IMM, ONG, II, PFA, magazine mici, e cazul nostru, cu maxim 3 salariați, cabinete notariale, stomatologice, pentru fiecare punct de lucru. Și contravaloarea în cantități minime de 0,25, deci un sfert de metru cub, de deșeuri reciclabile pentru fiecare punct de lucru. Deci 110 lei pe metru cub împărțit la 2 pentru 0,5 sau la 4, sau la 4 pentru fiecare punct de lucru, deci mai puțin. Deci astea sunt. De aici, la care se adaugă TVA, sigur, acum nu trebuie să ne ferim că... Pentru PFA, pentru TVA, pentru un magazin cu 3 salariați și pentru asta rămâne un sfert de metru cub. Dacă am înțeles să vină. Dacă nu ai cu 3 salariați, nu dai. Și cum ar fi să am eu o farmacie și mai am un punct de lucru la Bondonești. Da. Aparține de aceeași firmă, așa. Dar eu un punct de lucru nu este firmă. Și pentru ăla doar 0,25. Așa, pentru aia 0,25, pentru mine... Care au, de exemplu, sedii la Onești, au puncte de lucru la Oituz, tot 0,25. Sau cum școlile. Dacă școala numărul ăsta are mai multe puncte de lucru, plătește mai puțin. Aici trebuie să vă... Și eu am pentru fiecare punct de lucru. Școlile ar trebui gratuit, domnul Ovice, pentru că... Da. Așa primăriile ar trebui gratuit. El e la... Și plătim și noi. Plătim și noi, da. Specificat sunt procesul verbal, doamne, dar 0,25%. Dar învățământ doar trebuie să fie gratuit, domnul. Dar nu cu 13%. Nu. Nu e așa, domnul. 13,75% nu e... Eu supun la vot proiectul de hotărâri cu modificarea de 0,25% prin procesul verbal. Exact, corect. Noi aprobăm contractul. Noi aprobăm contractul. Dar scrie 0,25%. Metru cu modelul de contract. Model, ca aici. Dar scrie și hotărâri și aprobăm noi. Cine este de acord cu modificarea cu 0,25? Cine este de acord cu 0,25? Cine este de acord?
Dar nu pot 0-2. Este un container mic. Eu fiesc împotrivă. E cineva împotrivă? Adu, l-a aprobat. Domnul Iegheț a fi jos. 0-25 Tomberon nu mic, domnule. În dreapta. Dar sunt mulți care au pus doar puncte de lucru în comun. Deci nu o să fie... 0,25 mai adaug, da. Trecem la punctul 3. Proiectul hotărârii privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al Comunei Uiturzii de Bacău. Domnul președinte Lupică, aveți cuvântul? Este aviz favorabil pentru... Este vorba de un teren care s-a identificat, până acum nu era identificat. Da. Și comisia a dat aviz favorabil ca să fie prins în inventarul domeniului public al Comunei Uiturzii. Să ne bucurăm că măcar acum s-a inventariat. Da. Supun la vot în proiectul de hotărâre, dacă nu mai sunt lucruri. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Deja. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune în interes local pentru repartizarea orelor de muncă conform legii privind venitul minim garantat. Tot domnul președinte Lupică. Am dat aviz favorabil. Pe cei care primesc sunt 162 pe listă și la muncă merg doar jumătate din ei. Dar restul se pare că sunt în vârstă, da. Sunt scutiți conform lege, sunt scutiți conform lege. Peste 65 de ani. Nu există un grafic de repartizare a orilor și cum se face și care sunt lucrările care se fac în domeniul public, dar nu l-am mai cerut. Nu l-am primit, n-am primit decât proiectul de hotărâre, atât. Este. Doamna Hebler. Cum îl avem un om cu jumătate de normă, știți că am vrut să-i facem normă întreagă, n-a avut, îi duce oameni, nu-i supraveghează, aici avem probleme. Și nu vreau să-l critic pe domn primar, dar domn primar a zis, las că știu ei ce să facă. Și domnul Vici, nu opriți dacă vă opriți, că nu v-ați înscris la cuvântul dumneavoastră, are cuvântul domnul Apostu, că a fost înaintea dumneavoastră. Domnul președinte. Aici, la denumirea lucrărilor, avea să fie trecut și întreținerea drumului de exploatație agricolă. Gardurile, toți pomi toaletați, se intre în sarcină. Întreținerea drumului de exploatație agricolă. Chicu Botea are dreptate. Îi punem în sarcină lui Naiman Traian. Și are numai o jumătate din urmă. Omul ăsta ar trebui să-i dăm o urmă ca să poată să o ocupi. Domnul, numai un pic, dar dacă este domnul Naiman primar, îi punem sarcină să... Ei, dar o să fie altcineva, probabil. Da, mă, a fost obiul. E vorba de post, domnul Bodea, din post, în tine, nu din persoană. O persoană poate fi indiferent. Dar specifica și lățimea drumului. Deci, înainte se făcea cadastru și i-a pus, ca să iasă dimensiunea, i-a pus în mijlocul drumului. Cu toate că în cadastru scrie, sau în orice act, un drum să fie trebuie să aibă minim 6 metri lățimii. Să mărginește cu drumul. Care au, care și i-a pus în mijlocul drumului. Și omul vrea să-și facă doar cu mijlocul. A fost măsurat drumul și acum s-a îngustat de mijlocul. Familie să moștenești. Mergem acasă, vedeți că aș stând de jeu, un metru din toți care sunt la... Unde? La Avram, și din Italia a dat telefon. Asta e pe prund aici? Nu, la margine. La margine. Și am fost și a zis... La Isar. Da. Acolo în țară a ieșit scandal cu, cum pune domnul Vici, vecinii de dincolo de drum. Păi cum se muți drumul 2-3 metri, 4 metri în bucata de dincolo de drum? El a ieșit cu telușă. Acolo a zis că ieșe cadastru, că i-a pus cadastru. Păi cadastrul pui un măsură unde pui tu aparatul. Da, mai nu. Suntem nebuni? Ăla de la cadastru măsură unde arăt eu. Păi da, dar ăla... Unde arăt rău. Domn primar, ce arăt cadastru? Dar drumul acolo, domnul. Nu-i chior, vede că-i drum. Cum se măsoare drumul? Cum arată omul, îți place spune că până acolo? Omul minte, spune până acolo. Îl măsoară așa. Domnul primar, dacă la drumul județean ai ajuns un metru, de la Pricovi până la Cojoc, el ce-a să se înțeargă acolo? Închide drumul de tot acolo. Cadastrul înainte se făcea
schițe. Fără prezența primăriei, fără prezența vecinului. De 2 ani se face, trebuie să fie prezent bine și la noi să se plece. Și aia chiar i-a spus lui Dohotarul. Păi s-a semnat, dar nu a fost interenit. A spus. Până de 2 ani începe să fie și vecină. Am dat cu toată comuna. Deci comuna i-a venit. Dohotarul până nu merge cineva de la primărie să pune munți, să nu mai iasă într-o domnul. A rămas. Domnule, eu îi spun lui domnul Lucru să nu-ți aprobe lucrarea, dacă nu, pui aici. Dacă de ai gata să le fac gata. Nu, haide că nu de unde le spui. Hai să vin la cum am. Nu, haideți să depășim momentul. Vreau să completez. Deci, la planul ăsta de acțiune, întreținerea drumurilor. Așa. Asta e important. Asta e cel mai. Și ultimul scris la cuvânt, domnul Oprea. Oricum, sunt vreo 35.000 de ore repartizate pentru curățenia în târg, curățenia, colectarea deșeurilor de pe... Albia Râului, în stațiile de autobuz, mă rog, alea care sunt, în parcările din extravilan, văd, întreținerea zonelor istorice, malurile de apă, am mai zis, stadionul, decolmatarea podețelor și tuturor... traverselor, știți, ca să... Așa, întreținerea platformelor ecologice. Și mai trecem problema, aici, întreținerea... Domnul Prestu nu curăță coșurile din stațiile de lume. Nu ia. Acolo, la mine, trebuie să fie curăță. Și trece, dar vorbește la mine, dar nu ia nici coșurile din stația de autobuz. La Mihai, la Osoroș, acolo e țarcul ăla care l-am făcut pentru... Acolo, de acolo ia fi, de fiecare dată. Dar ia astăzi și mâine și nu se umple din înapoi. La domnul Nițu a trecut și de la... Dacă caută bărâni la poartă, de ce ori fi bătând acolo? Sus acolo, da. Domn primar, dar vorbiți cu șefii, nu, domnule, să curățe, domnule, cum? Trece pe lângă stație și nu ia, nu bădește postul. Mâine am chemat directoarea, că, de exemplu, a venit două persoane din sud, din deal, de la Margasiu, de la margine, și odată intră până sus, și chiar dacă din făcut de 3 ori, nu am mai intrat în basina. Și-am chemat directoarea să vină mâine cu acea. Acolo la Gălățeanu e problema, acolo și la domnul primar. Da, acolo trebuie neapărat să facem drumul, pentru că este un stâlp în drum. E frică să mai treacă în șofierul. Dar până acum a trecut domnul. Drumul e inclinat, când e ud, e frică. Când e uscat, trece, mai ales lungul. Da. Și iarna, când plouă, n-a trecut când a plouat, și trebuie puțin dus balastru să facem drumul înclinat spre case, nu spre ăsta. A tăiat și copacul. 10-20 de mulți din balastru. Interesul, domnul, ce să faci acolo, cum am plătesc, domnul, domnul. Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este? Domnul Oprea vrea să mai... Domnul Oprea vrea să... De aici, colectarea deșeurilor de ambalaje de pe raza intravilanului Comunei Oituz. De pe toată raza Comunei Oituz, numai intravilanul, că tot faceți așa, colectați. Păi, mergem în pădure. Dar nu în pădure neapărat. De-aia a zis intravilanul. De-aia a spus intravilanul, că extravilanul... Intravilanul e... Pășunea comunală, care nu e în atribuția noastră, să nu mai ajungă de extravilan cu noi, obligați toți să plătească abonamentul. Și atunci nu mai duc acolo. Mai trebuia trecut la acest cod de hotărâre cei care sunt condamnați la locul de muncă cu amenzi, care nu au plătit amenzile. Orile care le face, cineva evidența, cum se face? Păi da, dar unii fac, unii nu fac, nu știu care e problema. Nu, are evidența domnul Coroiu. Dar nu este impropriu, să nu-ți condamnați la locul de muncă, domnule. Să facă ori de folosul comunității. Dar cum puteți? Muncă în folosul comunității. S-a transformat amenda în muncă în folosul comunității. Da, dar mulți sunt care nu fac, nu vin. Adică amenda. Să poate să nu vină, domnule. Au, el semnează că vin și semnează... Am, domnule, un vecin care tot îl caută de 3 luni de zi. Cine e ăla? Domnul Vici. Munteam, așa, e rătare. Păi nu, pe ăla l-am dat înapoi la judecătorie, că e repus. L-am dat la judecătorie înapoi. L-am dat, munteam, așa. Haideți ca să, dacă am încheiat, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, domnul secretar. Redăm rațiul la fericitul. O să rămâneți 13. Vă rog tare mult să-mi permiteți, am o urgență și în continuare, dacă vă interesați, voi, ca și cum aș ridica mâna pe acord, da? Da?
Mulțumesc tare mult. Și noi vă mulțumim, dar am văzut că cineva ne ignoră așa și pleacă ca de la stână. Domnul Bucucaru Sorina, părăsiți sala, nici nu a spus la nimeni, băi, fraților, vedeți? Așa e, așa e. Da, asta e denot iară ceva, dar nu are nimic. O zic că am ceva cu dânsul iar, politic. Pleci așa ca de la stână, hai că doar, da, fraierii nu știi că eu am plecat. Ar trebui să-l punem absent. De la vechi și eu, domnul. Da. Hai, la pe aici. Proiect de hotărâri privind modificarea statutului de funcție a statului de personal ale aparatului de specialitate primarul Comunei Uituz, sub ordinea Consiliului Local Uituz. Domnul Lupică, aveți cuvânt. Domnilor, noi am analizat și am dat aviz favorabil, cu toate că n-am văzut dacă cineva a făcut... Stai ultim. Nu. Dacă a mers și a făcut acasă... la această familie, ancheta socială. Nu știu dacă s-a făcut ancheta socială, dacă s-a făcut propunerea pe baza unei anchete sociale, că astea sunt lucruri care sunt necesare la dosarul ăsta și... Bine, dacă n-a fost acasă, le-a făcut în birou și tot a făcut. Da. Să existe, să existe. Păi a scris în birou, dacă o s-a dat acasă. Da, a trecut cine, privirea. Cine, eu nu știu, cine e femeia asta? Domnul prea poate nu știe. Abar n-are nicio treabă primării. Cu familia mea. Corect. Îl întrejuc, doamna domnului, v-am întrebat cu incidentul din unul. E o familie Oprea venită în comună din altă parte. Familie de Oprea, din partea mea scutișă. Și eu mă întrebam cine e Oprea. Da. Mă rog, noi am dat aviz favorabil, dacă cineva vrea să discute, dacă cineva vrea să trebuie să existe anchetă socială, să existe, sunt niște lucruri care trebuie să existe la dosar. Și dacă nu sunt, nu pot să... Străigă situația. Este, dar nu este la dosar. Deci sunt două concursuri. Daniela, care ocupa postul la Stențe, cu Violeta, care ocupa locul lui Daniela, și cu Andreea Oprea, care pe un post vacant de asistent personal. Da, domnule, are un copil cu handicap și un băiat care a împlinit vârsta de 16 ani, de pe Hăzvan, alu Botezatu, a ieșit de la întreținere și a intrat o fată care are probleme familiale, pe post de asistent salariat fiind, și ceilalți au indemnizații și n-au calitate de angajat. Și de angajat avem numai 9 posturi. Și a ieșit postul ăsta, ieșind de la... Deci am admis-o pe fata asta. Deci care mai sunt... Care mai sunt bolnavi, nu poate să iei pentru că nu iasă o luată. Iese, ia indemnizații, dar n-are și calitate de angajat. Indemnizații iau la fel ca și ceilalți. Care motiv? Păi nu am luat atât de la posturi, Bacău. Stai-ți bătut în cuie. Păi... Dar indemnizația e același salariu. Numai că fiind angajat, beneficiază de nu plătește spitalizarea. Eu am întrebat din punct de vedere al legalității dacă există anchetă socială făcută, să fie toate documentele puse la punct, ca să nu existe contestații. Despre asta e vorba, despre asta vorbesc. Iar pentru celelalte două posturi s-a dat concurs, am avut delegat... Alea sunt totul separat, eu vorbesc de postul ăsta. Dacă este anchetă socială, e regulă. Trecem la următorul. Proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grup de Acțiuni Locale. La GAL. La GAL. Cotizația la GAL, nu. Acum a venit. Materialul... Poftim? Primul proiect l-am supus la vot. Spuneți la vot, haideți. Mai supun o dată, haideți. Cine este pentru? Dar nu ai supus niciodată. Dar am pus... Nu am spus și noi Sorin pentru care o că a plecat. Deci aici trecem cu 14 voturi. Păi sunt 14 sau? Păi... Ai dus la toalet, domnule. Are doar vot. Are de aia. Nu are importanță cu 13, 14, nu are importanță. Dacă e majoritate. Aici, dacă e... Da. Deci următorul proiect, aprobarea cotizației la GAL. Da, materialul l-am primit dimineața acum, și am dat aviz favorabil. Problema este când reușim să ne implementăm în GAL-ul ăsta, să aducem fonduri europene.
ce proiecte sunt în derulare, dacă ne poate spune cineva ce proiecte sunt în derulare, când încep să deruleze, cum? Cu piața este în derulare. Cu piața, domnul viceprimar, eu din vreo nu știu câți ani, eram mai tânăr. De când se derulează un proiect cu piața și tot așa a rămas cu bănți, cu găuri și cu de toate. Am hotărât într-o adunare generală în galul la care am fost și eu și am fost toți primarii care sunt incluși în galul ăsta. Eu nu mi-a convenit, dar noi am intrat mai târziu și m-am certat un pic cu ei, că eu sunt mai bătrân ca ei și în primării și în administrația publică. Dar pentru că ne-am dus mai târziu, am zis, domnule, toată lumea să primească aceleași fonduri. Păi cum dracu, domnule, dacă eu am 10.000 de locuitori și tu ai 3.000 de locuitori, cum să primesc aceleași fonduri? Eu l-am uitat ca din metalii la cașe. Și au hotărât majoritatea că să fie aceeași. Să dă 100 de mii de euro anul ăsta, pentru fiecare comun, indiferent din mărimea ei. Asta nu e o chestie corectă, dar... Stați un pic, nu, eu nu cred că e chiar așa. Nu cred că e chiar așa, pentru că legea spune altceva. Ca acest proiect să devină eligibil, trebuie să existe niște puncte și se creează un punctaj pe unitatea respectivă. Și având în vedere că numărul de locuitori este mai mare decât la celelalte comune, înseamnă că punctajul nostru va fi mai mare. Deci există acolo un statut al galului, dar statutul galului nu poate să bată legea. Nu bate legea, dar spune că... E baza legii făcută. Finanțarea lucrării respective nu o să facă într-un an de zile, se face în 3 ani de zile, dar nu dă mai mult de 100 de mii de euro. Depinde de proiect. Depinde de proiect, domnul. Depinde de proiect. Să ia la aia, da. Nu-i vorba. Vorba este că trebuie să facem, să implementăm, să aducem fonduri europene. Că e foarte important, domnul primar. Da. Numai da, nu-i de ajuns. Da, mă înțeles că am și școlit doi din primărie care se ocupă cu fonduri. Da, da. Nu? Chiar trei. Am angajat anume pentru treaba. Au făcut. Dacă nu mai sunt înscrieri la primărie, să pun la vot proiectul de hotărâri cu gal. Cine este pentru? Cotizația asta trebuie plătită. Primești, nu primești, trebuie plătită ca să faci parte din el, așa. Mai avem un proiect. În țara asta trăiește pe cotizație. Da. Asta e al vostru. Execuția a două grupuri sanitare la grădinița de festivale și la satul Marginea. Proiect de hotărâri inițiat de domnul Lupică Vasile și Nițu Nicolae. Da, domnilor, trebuie să vă informez că cetățenii și din Marginea și din de festivale au venit, au făcut o sesizare, având în vedere situația celor două grupuri sanitare sociale, social-sanitare de la aceste puncte de învățământ. Ele sunt în afara clădirii, sunt undeva în curte, așa cum s-a practicat ani de zile. Suntem totuși în 2016, copiii de grădiniță au între 3 și 6 ani. Iarna, indiferent cât este de frig și zăpadă, trebuie să se ducă în fundul curții, trebuie însoțiți de cineva. Copiii ceilalți rămân în clase neînsoțiți, nimeni nu s-a gândit la această situație. Am făcut acest proiect de hotărâre, este și un referat al doamnei directoare de la școală. Există posibilitatea finanțării începând cu 1 iulie. Se poate transfera dintr-un loc în altul, în buget, suma de bani necesară pentru aceste două grădinițe. Podul de peste Părău Hățman, care a fost, eu știu, supraevaluat ca valoare, are 6 miliarde jumătate, de acolo, de pe Părău Sărat, acolo se poate lua de acolo 100 de mii de lei ca să facem cele două grădinițe fără să afectăm bugetul comunei Oituz, pentru că 550 de mii la acest pod, la acest podeț peste Părău Sărat, sunt arhisuficienți și așa sunt prea mulți. Și atunci există această posibilitate. Trebuie specificat și sale de clasă amenajate la ambele școli. Vai mama lor să le declasă, unde stau copiii la credință. Da, trebuie să facem suplimentare. Când se hotărăște, transferarea banilor dintr-un cont în altul pentru a rezolva această lucrare, în condițiile astea se face și, se pun bani și pentru renovarea claselor. Dar eu am o întrebare care avem bani pentru podul de la Boacă, de la Sarca, de acolo, da. De la Părău Sărat. Avem banii puși deoparte? Sunt banii puși, sunt banii în buget. Așa, și putem lua de acolo? De acolo se poate lua, la 1 iulie, când se face această, există această posibilitate, să ia suma de 100 de mii și să transferă la această lucrare, până care este absolut urgentă, ea trebuie să fie gata până la 15 septembrie.
Păi este, sunt spații destule. Spații sunt destule. Școlile sunt goale, nu au rămas decât grădinițele. Da. Domnul primar, nu știu ce știe, ce-i vor. Să pun la vot proiectul de hotărâre. Aoleu, nu mă scuzați, domnul apostol. Trebuie să ne amintim că acest proiect de hotărâre s-a discutat în ședința Consiliului Local încă din luna martie. Din luna martie. Când avem părintele de la Poiană să dăm bani acum, am spus, domnule, nu putem mira atâția bani pentru Poiana Sărată, pentru că trebuie să facem grup sanitar și festival și la școala mare. Sunt necesare și e de bună augură. Acum poți să pui la vot. Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc, domnul deputat. Ce-i venit, mă, copii? Ce-a venit aici să-l prezint, domnul. Da. La, trecem la capitolul divers. O mai avem la divers. Dacă să-l scrii cineva la capitolul divers, este domnul apostul. Urmează domnul Gogu. Da, să nu se mai face nimic, chiar de. Domnul apostol. Hai te-ai simis să vedeți. Am luat să drumul de la piață care duce în spătața agricolă. Da. Mergeți acum, dacă se poate trece cu piciorul, că drumul ăla... Deci numai bărți. Domnul Lucru. Domnul mă las să poate lua de aici, din grup. Săptămâna asta sau cealaltă să-mi face. Utilajele, domnul primar, mi-a luat utilajele. Azi toamnă le aveați dumneavoastră. Le aveați azi toamnă. Deci de asta depinde domnul ăsta. Știți prea bine că 500 de metri cub de piatră concasată nu ni s-a mai aprobat. Eu nu știu de ce mai vreți să dați vina pe un om. Știți prea bine că nu s-a mai aprobat. Nu trebuie piatră concasată acolo. Balați din grup. Știți prea bine că dacă luați de pe margine, am încercat să le iau după marginea drumului, de acolo de pe margine, să pun pe drum, sunt niște bolovane, vin oamenii să dea cu bolovane în mine. Pentru că nimeni nu... I-am dus oamenii cu să-i crăpi, n-au vrut. Domnul Gogu mi-a zis că să iau din altă parte. M-am dus, n-am... Da, și n-a putut să iasă când ne-a aprobat domnul primar mașina. S-a băgat acolo, a trebuit să o fascineze. Am fost cu mașina și am ieșit cu ieflea de acolo cu Ionuța. Da, dar când s-a dus, ploua, că n-a vrut să vină. În animale, da, e altă treabă. Și n-a mai putut să iasă și n-a mai vrut să vină, să patineze. Deci, eu n-am nimic împotrivă dacă se pune, dar eu de utilaje nu mai... Ai stoamele aveați dumneavoastră, spuneați ieri asta, când m-a rugat, îți spuneați de utilaje. Dar până la două luni, știți, nu vă spune. Păi asta e a doua lună, că am fost o lună, că altea e a doua. Adică, asta oameni... Tema capitolul divers și poți să-i intervuși, eu mi-e dat urmă, răspuns publică în piață. Când m-am întrebat-o de cine am turnat la asta, a zis că vrei să... Nu, domnule, dumneata n-ai înțeles, eram acolo și dumneata ai zis... Ai zis, uite ce mizerie, ce mizerie. Și noroi în piață, asta că noi sunt deascuri cu proiectul de hotărâre. Dacă făceam gard, să vorbim concret, nu mai făceam gard, mai era mizerie. Și m-am dispus fiecare, m-am și-a dispus ceva. Păi am dispus, dar asta nu-i dispus, domnul Uniță. E dispus. Pentru că în fața lumii acolo i-am spus că am mințit proiectul hotărârii și torn asfaltul. Domnul președinte, vă rog să vă treceți și pe mine la cuvânt, dacă nu vă spun. Da, domnul... Măsura și putem cuba să vedeți în vreo 3 zile cât a excavat buldo din comun de la noi. Balingerul a fost cu excavatorul. S-a blocat drumul ăla mai bine de 3 ori făcut. Ar mai fi un sfert de făcut de muncit la el. Nu se mai vrea. Nu trebuie carat piatra acolo deocamdată, nu trebuie nimic decât buldo excavatorul să-l face. N-au pune cobor oamenii cu fân. N-au cum pune urca la deal. Pentru maxim 15 ore de muncă. Atât. Trebuie un punct și căurile alea, care ați văzut câte căuri sunt și pe drum. Da? Ei, dacă aprobăm bascula să părăm câteva... Eu am fost să văd niște chestii și am văzut căuri multe. Domnul primar, trebuie piatră pus acolo. Piatră. Dacă facem cum e proverbul ăla la drumuri, la CNADNR, unii groapă, pune apă, unii dâmp, unii pământ, n-am făcut nimic. Acolo trebuie pus piatră. Degeaba luăm pământ de aici și punem în gaura, se face alături altă gaură. Piatră pus acolo. Dar piatră cărată când e pe drumul uscat. Cum e acum, nu putem cara piatră la deal. Da. Ce ziceți? Când putem merge cu excavatorul să facem drumul? Dacă termine mâinii la izboare acolo, la lesuți, nu aducem încoace, că cu tractorul nu va ajunge. Nu știu cât poate să facă excavatorul. Domnul primar, nu se descurcă. Dar tractorul nu urmă. Îl închiriem pe ăsta, pe Hemder, dacă nu. Nu se descurcă buldonul nostru acolo. Dar dacă închiriem pe ăsta, îl închiriem pe bali. Pe genul cu buldon și pe Hemder. Dar trebuie și plătit. E normal că am plătit. Normal cu guvernul.
Dacă nu mai vorbim de domnul ăsta, vorbim, dacă nu are firmă, nu putem să plătim. Are, domnule, firmă. Dacă face factură, dacă face factură, domnul ia lui. Foarte bine. El e angajat la firmă. Dar să facă factură, domnule. Dar aduce factură, domnule. Dar aici e problemă. Multor ia lui personal. El e angajat la firmă. Dacă are, este ok. Verificați cum e scris. Mare suntem cu pisul. Domnule, e meseriar și sunt ocmine. E bun, face treabă. Nu am văzut. Meseriar și nu au voie să lucreze. Pune când face, care nu știu, că dacă nu știu, am vrut să răzbunat în două ceasuri acolo. Îl face grămadă, îl luăm în coșar câte. A, nu, dacă n-are... N-are experiență, nu se pricepe, nu se discută. Dacă... Deci buldozerul l-a făcut ceapă cu gelul vale. Păi, așa e. Asta am zis. Hai să cumpăm cât a escavat gelul 3 zile astă toamnă și cât a făcut într-o săptămână cu buldozerul la Manciu. Ăla lucrează cu 1,5 milioane plus TVA pe oră, ăsta lucrează cu 100 de lei pe oră. Ăsta unde nu putea să dea cu lama, să întorcea și dădea cu cupa, nu tăia cu cupa și nu dădea cu lama aia. Ați adus un păduri de lei, a plecat pe politic și de acolo. Gelul vale. Putem lua legătura cu, putem legătura cu gelul să, că nu-i liber. Discutăm, domnule, că discut cu el și încheriem cu el. Domnul Mițu, aveți da, ce vreau să zic, am văzut acum 2-3 săptămâni utilajele la cimitirul catolic din Ferăstău, au dus gunoiul de acolo și la Biserica Ortodoxă, e foarte multe stâncă și s-au strâns acum de la aia și a trebuit dus și gunoiul ăla. O zi, săptămâna viitoare, vă spun acum, atunci le-am dus la băieți și azi vorbiți cu domnul primar. Am zis să spun în ședință ca să fie să audă toți. Într-o zi să fie repartizate utilaje, să care gunoiul de acolo. Tot în comună și numai, ăla fiind un cimitir mai mic, nu prea un să facă morminte oamenii acolo, deci aia trebuie cărat. Da. Nu mai zic de balustrada de la pod la Ferăstău, că nu știu dacă se face, de atât am zis de vă 3-4 luni mereu, e căzut în apă, domnul, să știi cine a dat-o jos. Domnul, e de la trumbă. Hai să vă spun, vă dau eu o răspuns, poate dacă n-ar voi. Da, domnul președinte. Balustrada de la podul de la ala, da. Poliția, iar atac poliția asta, domnul Nicodin ăsta nostru. Da, știi ce le-a dat ori. Știi? Da. Ce măsură a luat, domnule? Păi nu știu. Am văzut că împotriva lui domnul Niculi, repede i-a dat 10 milioane că a făcut pe domeniul lui. Dar pe ăla care a rupt podul și a rămas acolo, păi să fie întrebat, dar dumneavoastră știți că eu am mai spus într-o ședință că domnul Nicodin ignoră Consiliul Local, e chemat, invitat la fiecare ședință. Nu vine. Nu vine. S-a mai dus, s-a plâns la poliția de la Onești. Și mi-a spus domnul Stanciu că nu te mai lua de el în ședință, mai bună. Dar cum să nu mai iau dacă noi avem nevoie de poliție aici? Dacă Nicodin era acum aici și noi îi spuneam ce s-a întâmplat cu podul, se ducea și lua măsuri. Băi, ne-ai drămat balustrada, vii și o pui la loc. Primăria să facă în urma lor. Păi da, ăla dacă s-a dus care cu mașina în râpă și i-a dat lui Nicodin, ia băi și tu mănânci o friptură și nu mai poate. Gata, la revedere. Dacă cădeam eu cu mașina, cred că se întâmpla altceva. Trebuia să fac și podul și mașina și tot. Asta e problema cu domnul Nicodin, când nu vine la ședință. Nu-l chemăm aici de geamă. Domnul primar la... Domnul primar să-l chemăm. Eu îl invit la fiecare ședință. Îl invită, domnul, no, vedeți prin procesul. În legătură cu balustrada asta. O să-i discut. Cine a primat balustrada? Să vină să o plătească, domnule. O discut, discut, discut cu înapoi. El astăzi. O facem noi primăria, din banii lui, ăla. De ce să cheltuim noi banii? Normal, dacă a fost accidentul, trebuia și... Trebuia să ne ducem acolo și noi ca parte vătămată, noi. Dacă ți zvește mașina, te duci ca parte vătămată. Dacă ți-ai intrat în gard, ești parte vătămată și te duci pe porlița de asigurare, ne duceam și ne reparam. Dar constatarea o face agentul de poliție. Da. Polița de asigurare îți dă în momentul când ești în stare de ebrietate și cu 1,5% alcoolemie. Nu e momentul la asigurări. Păi da. Bine, asta a fost seara, era târziu, n-a fost nimeni acolo, au ieșit și au fugit. Da, domnul Lupică, are cuvântul domnul Lupică, urmează domnul Sterpe. Să vă scot, să vă ridic în picioare, încheiem o legislatură domnilor consilieri, mulțumesc tuturor celor care m-au susținut și care nu m-au susținut, am venit întotdeauna cu argumente, sunt lucruri care s-au realizat, sunt trist pentru ce nu s-a realizat, și nouă consiliu care va fi un succes și sper să realizeze mult mai mult decât am realizat noi acum. Poate o să fie și o nouă conducere la unitatea administrativ-teritorială, poate o să fie mai mult elan, mai multă muncă și o să reușim să aducem în legislatura următoare și fonduri europene ca să rezolvăm problemele. Mulțumesc tuturor! Mai mult înțeleg. Domnul Stiercu Ionela. Podul ăsta de la Sarca, de vreo 2 ani, te-o spun, că ar trebui turnat o șapă măcar, că s-a ajuns până la grindă, la fierbeton. Fierbeton de la grindă. S-a mai e nu mai este beton, placa de beton nu mai există. Ar trebui o șapă. De 2 ani de zile am tot spus că ar trebui făcut podul ăla de la Sarca.
Și balustrăzile alea, două, una mai era pe undeva, nu știu dacă o mai fi, cred că nicio bucată nu mai e. Cred că trebuie făcut un proiect de hotărâre, că nu fără un proiectant, unde voi știu. Doamne, să vă spun ce, să vă spun cu sucă, să vă spun cu sucă. S-a turnat și la fereastră o fără proiectant. Ca să nu vorbim, că așa noi am reparat totul, că toți vrem să reparăm și să facem. M-am dus la domnul Cuz că nu se pot repara podurile fără proiect de reparație. Trebuie un proiectant să vină să își dea cu asistământul cum facem și cum reparăm. Eu zic că următorul poduri neapărat trebuie făcute, chiar dacă cel puțin poduri trebuie curățite toate și făcute și mărgini și reparații capitale. Și la Sarca, este și la Poiana Salată, la Hârja, la Margareta, există și ăsta peste Oituri, la Ferăstrău. Astea sunt terminate. Și trebuie reparații capitale, dar trebuie să aprobăm reparație și să ne facă un specialist de proiect de reparație. Că nu merge. Așa, chemăm unul, toamnă, șapă. Dacă s-a întâmplat ceva, l-am făcut, pățim noi. Eu am vorbit. Da, domnul specialist. Dacă îmi permiteți mie, dumneavoastră sunteți viceprimarul Comunii Oituri. La ceea ce ne spuneți dumneavoastră aici, noi trebuia să veniți cu un proiect făcut deja. Dumneavoastră trebuie să faceți proiectul, dumneavoastră trebuie să facem. Păi nu. Și vineți să-l aprobăm aici, ca să facem. Eu m-am dus la domnul Pâscă, pentru că asta să caute omul. Trebuie proiect de execuție. Trebuie proiect tehnic. Și ăla nu-l poate face viceprimarul. Ăla trebuie să-l facă un om autorizat. Dar trebuie să aibă o ștampilă. Dar domnul vice primar. Trebuie să aibă un atestat. Aparatul primăriei Comunei Oituri se ducea la domnul vice primar. Este de durată. Domnul președinte, podul de la Ferăstrău, de la podul negru acolo, așa, care a făcut reclamat și domnul Vătămânel când era acolo, că are zgomot seara, eu am făcut, când am fost vice primar, adresă la Bacău, la drumul național, aparține de ei, nu aparține de noi. Și a zis că l-are în vedere, știe că trebuie și o să-l facă. Dar în momentul când au și ei bani, mai mulți. E vorba de podul negru. Eu zic de ăla. Eu am făcut adresă fără domnul Bâscă, fără nimeni, care nu depinde de noi. Depinde de drumul național. Ăla. Asta da. Asta e altă treabă. Și la podul Hărsman era balustrada aia căzută, a făcut adresa, au făcut-o. Are cuvântul domnul primar. Fiind ultima ședință din mandatul acesta 2012-2016, eu țin să mulțumesc frumos întregului Consiliu, dar trebuie să aduc și niște reproșuri, pentru că pe toată durata acestor 4 ani de mandat au fost respinse o serie de proiecte de hotărâre inițiate de mine, respinse de o parte din consilieri, care au fost împotriva, pur și simplu, a mea, dar fiind împotriva mea, a fost și împotriva comunității din Oituri. Nu dau niciun exemplu, nu are niciun rost. Doresc succes tuturor competitorilor care participă la alegerile de la 5 iunie și cred că toți plecăm cu șanse egale. Nu așa cum spun unii, că au șanse mai mari sau mai mici, alții, să devină primar sau consilier. Vă doresc succes tuturor! Dați-mi voi să vă pun o melodie, domnule. Am adus o melodie. Imnul alegerilor.